ai venit, Ana Cucută! Bine te-am găsit, Să știi că te aștept de mult, voiam să ne cunoaștem. Mă bucur să aud asta. Îmi place foarte mult munca ta și ești un make-up artist cunoscut și printre vedete și poate odată să ajung și eu pe mâinile tale, dar iar încep că nu este iar despre mine. Exact, și noi ocupăm pe Ana, care n-a venit singură astăzi. Cu cine ai venit, Ana? Am venit cu modelul meu frumos, Denisa. Bună, Denisa! Denisa. Da, iau ei salutul lor, bravo, băi. Bravo, bun. Ce culori purtăm primăvara asta când vorbim despre machiaj? Păi anul ăsta se poartă culorile mai pastelate, în primăvara, în general, culorile mai pastelate, iar anul ăsta îndrăznim să facem niște combinații, dar nu foarte extravagante, pentru că în anii trecut se purtau multe culori, puneam mai multe culori la ochi și atunci era foarte îndrăznesc și colorat. E, anul ăsta păstrăm eyeliner-ul, care se poartă foarte subțire, așa și mai delicat, exact, și putem să punem un accent de culoare fix la interiorul ochiului. Și eu am pregătit fix pentru tine, acum să-ți arăt. Așa, ia să vedem. Puțină culoare, eu am optat pentru un fard cremos, pentru că îmi place că de rezistență foarte, foarte bună și l-aplic fix la interior. Asta e un albastru aquamarin. Da, e un bleu, exact. Eu am combinat două culori, să știi, aici am combinat un alb cu un bleu. Alb cu bleu. Exact, și am obținut această culoare. Și același lucru putem să facem și un unghiul celălalt intern. Arată foarte bine fix aici în unghiul intern, să știi, să-l aplicăm și nu pe toată pleoapa. Și nu pe toată pleoapa. Da. Este mai actual, e mai fresh cumva. Într-adevăr, să facem asta. Îi oferă așa un efect frumos. Exact. Și dacă punem albastrul acesta, bleul acesta, ce culoare putem să adăugăm mai departe? Păi putem să punem, uite, o să-ți arăt ceva foarte special, care o să-ți placă foarte mult. Închide doar puțin, Denisa, ca să și uniformizezi, să arate și bine aici. Pot să-ți arăt un truc. Da. Peste orice linie de tuș neagră pe care noi am făcut-o, putem să venim cu un fard colorat și să facem ce culoare vrem. Ia uite, pot să iau albastru, electric? Exact, cu ăsta electric. Scuturăm excesul tot timpul când luăm fard, trebuie să scuturăm excesul, că altfel poate să ne pice pe față culoarea. Sunt foarte curioasă. Ia puțin spre mine, Denisa. Uite așa, puțin spre mine, aici, închide ochii. Și putem să punem puțin fard peste. Și în momentul ăsta ne-am făcut un eyeliner albastru. Frumos. Și mergem fix pe dunga pe care o aveam înainte, exact, nu? Exact. Păstrăm fix modelul. Pe aceeași dungă. Dacă ne-a picat puțin fard, înlăturăm. Bine, putem să facem asta și cu un eyeliner direct albastru. Dacă avem sau roșu, sau mov, sau ce culoare ne place nouă. Mie îmi plac foarte mult nuanțele astea de albastru, de verde, lilaurile, iar arată foarte bine și movul. Și chiar putem suplimentar, să știi, că tot vorbim de albastru, să-i punem și puțin mascara albastru. Oh, chiar. Și uite, un truc este. Da. Că orice mascara colorat se aplică după ce am aplicat deja mascara negru. Niciodată nu-l punem direct pe gene. Da. De ce se întâmplă asta? Pentru că altfel nu se mai vede culoarea. Dacă punem direct pe gene mascara colorat, nu o să se mai vadă culoarea lui și se pierde. În schimb, dacă chiar deja ne-am dat forma cu mascara negru și acum punem colorat, uite cât de puternică este nuanța. Da, incredibil, s-a schimbat deodată tot machiajul. Da. Foarte frumos. Da. Și am pus... Doar în colț ai pus jos? Doar în colțul extern? Da, doar în colțul. Putem să punem peste tot. Pe gene, mie îmi place în general la un make-up de genul acesta, care este foarte fresh, să rămână cumva luminată toată pleoapa și doar niște accente de culoare. Și dacă îți place luminat, poți să mai arăt un truc. Da, sigur că da. Chiar vreau să mai arăt. Eu sunt ca un copil. Să nu te deranjeze. Profit acum, dacă tot ai zis dacă că... Dacă tot ai venit la noi, trebuie să întreb... Exact. E foarte important și vreau să știu acest amănunt. Primăvara, trebuie să schimbăm fondul de ten? Da, am putea să-l schimbăm. De obicei, iarna e bine să avem fond de ten mai rezistent la transfer, pentru că din cauza frigului se șterge mai ușor machiajul. Primăvara începem să migrăm către un light. Fond de ten mai light. Exact. Putem să folosim același fond de ten cu rezistență mare, dar să punem într-un strat un pic mai mic. Nu mai avem nevoie de aceeași rezistență exagerat de mare și atunci putem să optăm pentru ori un strat mai subțire, ori să punem un fond de ten mai cu acoperire medie, practic. Despre asta e vorba, mai ușoară. Acum ce aplici acum? Un iluminator. Iluminator. Asta nu se pune pe asta se pune pe față, nu? Se pune și pe față, se pune și pe ploape. Și uite, vezi că de ușor cu degetul doar tapotezi pe toată ploapa. Nici nu vreau să-ți arăt ceva complicat, ca să nu te sperii și să vrei să vii la mine în continuare să te machiez. Eu nu o să știu să fac asta. Mi-aș dori tare mult să vin să machiez. Deci ai pus pe mijlocul ploapei. Exact, pe mijlocul ploapei, fix pe centru, pe toată zona care vrei să rămână luminoasă. În general, ploapa este frumos să rămână luminoasă, pentru că asta ne dă impresia că ochiul e mai mare, mai odihnit, mai alungit, mai pisicos.
Voiam să te întreb și la buze, ce ruși folosim primăvara? Trebuie să folosim tot ceva colorat. Și uite, anul ăsta se poartă foarte mult și rușurile lucioase, să știi, foarte, foarte bine arată. Am văzut, am observat și încerc și eu să mă conformez. Ruș lucios sau punem gloss peste un creion? Putem să punem, da, e foarte bine. De exemplu, eu am aplicat acum doar un creion de buze, peste care pot să pun direct un gloss. Însă, vreau să-ți arăt ceva suplimentar care o să-ți placă foarte mult. Da, vreau. Și ăsta este un truc, uite, putem să punem puțin ruș. Am ales un roz pentru că este foarte, foarte fresh, așa de primăvară. Și aplic fix pe centru buzei, nu pe toată buza. Doar pe centru? Centru? Exact. Și asta dă impresia că are buzele așa foarte... niște buze de copil, ca și nu și le-am mușcat un pic și s-au înroșit și e foarte discret. Deci ăsta ar fi efectul... Exact, nu mai punem ruși pe toată buza uniform, ci punem doar aici pe centru, pierd culoare, observ cu o pensulă sau cu degetul putem să amestecăm, pur și simplu să facem așa, dacă ne e mai ușor acasă, și peste asta să aplicăm un gloss. Și cât de intens vrem să fie aici, depinde de gusturile noastre. Mie nu-mi place să fie exagerat de intens, dar vreau să se vadă efectul acesta de... buze roșii, așa, și mai cărnoase. Știi ce mai văzut în online? Da. Când se aplică rujul, uite, chiar și culoarea aceasta, poți să aplici și ca blaș. E corect acest lucru? Chiar este foarte corect acest lucru. Putem să punem rujul și pe post de blaș pe pomez, dacă nu avem un blaș cremos. Și uite, pot să-ți arăt chiar și eu acum un truc foarte rapid, cum poți să-l faci. Da, și primăvara, că vorbim despre primăvara acum, blașul trebuie să fie mai deschis sau... Nu, blașul în general trebuie să fie asortat cu rujul. Să știi, dacă optăm pentru un ruj roz, atunci și blașul trebuie să fie și el un pic mai roze. Și uite, am luat un pic de blaș cremos sau ruj, oricare dintre ele, fac același lucru, uite, l-am amestecat pe deget și apoi pun puțin, să văd aici. Și aplic puțin cu degetul prin capotare, peste tot, pe zona cea mai înaltă, dar am grijă să uniformizez bine, să nu rămână pete. Și te-ai dus așa în sus un pic pe pomer. Da. Știi de ce? Pentru că noi nu am mai discutat. Nu, dar vom mai discuta. Se poartă foarte mult efectul de lifting în machiaj, pentru că filtrele de Instagram ne plac și vrem să avem pometele frumos, puse în evidență. Și atunci tot machiajul trebuie să fie pe forme de lifting, să urcăm toate trăsăturile, trebuie să fie către sus. Și ceva suplimentar și cu asta... Am învățat astăzi ceva, machiajul trebuie să fie pe forme de lifting și culorile pentru primăvară sunt foarte frumoase și putem să folosim și ruj ca și blush pe pomete. Foarte frumos. Acum, și uite, acum o să pun și un iluminator lucios. Ca să păstrăm aspectul acesta, puțin spre mine. Mi se pare că ai creat o operă de artă aici, sincer. Mulțumesc. Ai construit ceva foarte frumos. Bine, și modelul frumos. Da, trebuie să avem grijă la cantitățile de machiaj și de produs. Foarte multă lume exagerează că pune prea multe produse în cantități prea mari. Produsele au ele capacitatea în sine de a face miracole, dacă știm să le folosim corect, bineînțeles, și atunci nu e nevoie de straturi multe și groase. Ce frumos! Uite, a părut foarte simplu să ne arăți cum se face, dar o să învățăm și noi, îți promitem. Îți mulțumim tare, tare mult și te mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc și eu. Atunci când îți dorești să vii la noi, poți să vii ca la tine acasă și abia aștept să facem și noi ședința aia foto de care am vorbit.